Marți 19 octombrie, patru muncitori de la CMI Urban declanșau operațiunea scoaterea cioatelor de la castanii tăiați de pe strada Ștefan cel Mare din Piatra Neamț. De remarcat este gradul înalt de mecanizare, lopeți, târnacopuri, topoare și drujbe. Dacă operațiunea se va derula în aceste condiții, întrebarea firească este în cât timp vor fi scoase cele peste 100 de rădăcini. Viceprimarul Marius Irimia a precizat că operațiunea va continua cu ajutorul unui bulbexcavator și că în luna noiembrie vor fi plantați alți castani. Reamintim că CMI Urban a primit o alocare suplimentară de 200.000 de lei pentru scoaterea rădăcinilor și plantarea unor castani tineri.